Știința Explorări Baia Mare s-a impus cu scorul de 3-0 în meciul susținut pe teren propriu cu Universitatea Cluj. Meciul a contat pentru etapa 17-a a primei ligi de volei masculin. Cu acest rezultat, băimărenii au mari șanse să se califice în Final Four-ul competiției, chiar dacă mai au de jucat 5 meciuri din campionat, cu Unirea Dej în deplasare, acasă cu Zalău, la Ploiești, la Baia Mare cu Craiova și în deplasare la Caransebeș. Știința Explorări Baia Mare ocupa acum locul 3 în clasament cu 39 de puncte, cu 4 mai puțin decât liderul SCMU Craiova. Au înscris pentru gazde Râpeanu 3, Cherbeleață 18, Bălhăceanu 12, Didorciuc 8, Coasa 10, Covaci 7, au mai jucat Barbosa, Socaciu și Nori. După o dublă înfrângere cu Steaua, AMFA Arad a avut aceeași soartă și cu Dinamo. Echipa arădeană a fost învinsă acasă cu 11-17 și 2-16, însă rămâne pe locul 5 în Superliga Națională de Polo pe apă. AMFA nu va putea depăși Sportul Studențesc ocupant al locului 4 în clasament, arădenii urmând să joace și în acest sezon în play-out-ul pentru stabilirea locurilor 5-8. Arădeanul Marius Copil a urcat 3 poziții în clasamentul jucătorilor profesioniști ATP la tenis de câmp, în proba de simplu, și se află acum pe locul 196 cu 270 de puncte. Adrian Ungur rămâne cel mai bine clasat tenismen român în aceeași ierarhie, unde se află pe poziția a 193-a. Victor Hănescu este clasat pe 302. La dublu, Horia Tecău a urcat 2 locuri și se află acum pe poziția a 3-a, în timp ce Florin Mergea se menține pe locul 12. Federația Română de Fotbal a stabilit meciurile din optimile Cupei României la futsal. Cele două echipe din Banat vor avea jocuri în deplasare. Informatica Timișoara va întâlni formația United Galați, iar Muncitorul Reșița pe sitiul Târgu Mureș. Meciurile vor avea loc pe 2 și 3 martie. UTA și Șoimii Pâncota vor relua la finalul acestei săptămâni returul campionatului regulat din Liga Secundă, din care mai sunt de jucat 8 etape. Ambele vor avea însă meciuri mai puține după retragerea echipelor FC Caransebeș și FC Bihor. Din păcate, retragerea celor două echipe din campionat nu avantajează arădenele, mai ales UTA, care urma să le întâlnească pe amândouă acasă. Șoimii mai aveau un meci acasă cu FC Bihor. Avantajate sunt echipele care urmau să joace în deplasare cu cele două. Într-o astfel de situație, din cele 8 meciuri, UTA va mai juca doar 2 la Arad, cu FC Brașov sâmbătă și Unirea Târlungeni în 2 aprilie. Alte 2, cu echipele retrase programate acasă, vor fi câștigate cu 3-0. Șoimii vor juca tot de 2 ori acasă, pe 19 martie cu Chindia și pe 26 martie cu UTA. Ambele echipe arădene vor juca sâmbătă. În primul meci oficial din acest an, Șoimii Pâncota va evolua la Reșița de la ora 11, iar UTA la Arad cu FC Brașov de la 11:30. Comitetul executiv din cadrul Federației Române de Fotbal a decis ca din sezonul următor toate echipele din prima ligă vor trebui să aibă în teren un jucător sub 21 de ani, cele din Liga Secundă urmând să joace cu 3 jucători under 21, iar cele din Liga a 3-a să aibă 3 jucători under 19. Echipele din Liga a 4-a care vor să participe la barajul pentru promovarea în eșalonul 3, ediția 2017-2018, vor fi nevoite să aibă și ele 3 jucători under 19. Toți acești jucători vor fi formați la nivel național, iar aplicarea va fi obligatorie din sezonul 2016-2017. Decizia va obliga cluburile să promoveze sau să transfere masiv jucători tineri pentru ca antrenorii să aibă soluții de rezerve pentru schimbări pe timpul meciurilor, dar și în cazul unor accidentări sau suspendări. Dacă la nivelul primei ligi va fi nevoie de minim 3 jucători under 21, pentru ligile a 2-a și a 3-a, lotul unei echipe va avea minim 5 under 21, respectiv under 19. În proiectul care anunța aceste modificări, era prevăzută și posibilitatea ca echipele din primele două divizii să poată să înscrie o echipă satelit în Liga a 3-a, însă nu s-a luat o decizie în acest sens. Minaur Baia Mare a rezistat doar o repriză în meciul susținut în deplasare cu CSM Focșani. Dacă la pauză scorul a fost egal 11-11, în repriza secundă, băimărenii nu au mai rezistat și meciul s-a încheiat cu rezultatul de 28-23.
cu jucători puțini pe banca de rezerve și mai ales accidentarea lui Marius Adoveac, au sufocat Minaurul pe final. Au marcat pentru echipa antrenată de Petru Pop, Popescu 7, Mihai 4, Cristescu 4, Sadoveac 3, Sabou 2, Busecan 2, Marta 1. Meciul a contat pentru etapa 21-a din Liga Națională Masculină de Handbal. Minaur ocupa acum locul 8 în clasamentul sezonului regulat, ultimul care duce în play-off, cu 3 puncte mai mult decât Dunărea Cărăraș și va juca etapa următoare duminică pe teren propriu cu HC Vaslui. CH Poli Timișoara a câștigat meciul susținut pe terenul ultimei clasate în prima ligă masculină de handbal, Danubius Galați, cu scorul de 29-21 și e aproape matematic calificată în turneul play-off. Meciul a contat pentru etapa a 21-a. Prima repriză a fost echilibrată, însă oaspeții au intrat la vestiare cu avantaj de un gol, scor 13-12. Diferența s-a făcut în repriza secundă. Chicovani, cu 11 goluri, a fost principalul realizator al timișorenilor, urmat de Lasica 6, Halcă 5, Neamțu 2, Fenici 2, Timofte 2 și Ștefan 1. Cu acest rezultat, Poli ocupă locul 5 în clasament, la egalitate cu Potaisa, Turda și Steaua. Următorul joc pentru timișoreni va avea loc duminică pe teren propriu cu Dunărea Călărași.